care îmi place cel mai mult? Aia cu pușca lui taică-tu în fața la reședința ambasadorului. Dar nu era pușca lui, era da, pușca mea. Comprimat. Pușca lui. Și cum strigai? Cum îl chema pe ăla? Drozdenco sau Drozdenco? Drozdenco ieși afară să ne împușcăm. Și miliția a închis chiselefu. Ți-a povestit când s-a deghizat în Vinetu și când a călcat bicicleta? Când i-a sărit perlele în aer? Nu știu pe asta! Mă, dacă a părut să feta cu Vinetu, cu Western în coale și a adus asupra. Da, păi erau, să zică. Erau multe, dar am făcut două, că mai era să-l omorâm pe unul. Și a pus a... Erau... Da, erau filme și eu, având acces să merg afară, am luat costum de indian. Ce tâmpit e? Și aveam pene, topor, șor, cuțit, toate treburile alea. Și am văzut Tomahawk? Că... Tomahawk tot, și am văzut că indienii sunt drăcoși. Stăm acolo, pe Londra, unde stau. Nu, pe Londra stăm. Și cu toporul mână pe stradă, în mijloc, așa. Și veneau unul cu... Cu bicicleta. Cu bicicleta, unul mai mare, putul în gură pe bastonul. Și eu cu topor și a zis cum să mă cage. Și era tot așa, eu așa. M-a călcat, mi-a rupt și penele și toporul. Nu știai cu asta? Nu știam! I-au sărit penele în aer. Și o țeapă cu toporul până și cuțitul, dar i-au dat că am văzut. Zic, n-are cum să mă facă. A trecut ăla, m-a rupt capotul. Eu aveam, nu știu câte ăla avea. Nu știu ce, și bine, a fugit un alt prieten al meu, mai mare bagabon, și l-a înțepat puțin în azgăua cu briceac. Dar m-a făcut o afară, mi-a curcat penele. Așa, și după aia... Și șorțul s-a dat în sus. Ce șorțul, bă, că nu mai știam pe unde sunt, că stai acolo, dacă sunt de tare, nu poate, bă, calcă la mă. Nu știu. Ia să vine tu. De la cu toporul, suntem așa, și mă uitam fix de el, a venit cu bicicleta, venea. Când am văzut că se apropie, am scos și cuțitul mâna aia la altă. Ca să sperie mai tare, da. Direct pe față mă luat. Și a doua oară când te-ai îmbrăcat? Nu a doua oară, nu m-am îmbrăcat, a doua oară ne-a bătut tata la un alt copil, pentru că a apărut un film cu unul Luca, care avea prime filme cu care avea... la front. Nu mă, Luca mă avea, nu uit, niciodată nu uit. Avea trei bile așa și cum l-a sus și prindea pe aia, înțelegi? Și la capătul străzii Londra sunt niște trei blocuri. Nu știu, Reșița, nu mai știu cum se numește. Și luasem pe un copil, l-am urcat pe bloc și eu eram la etajul 3, el asta nu ce să-l prind cu aia din aer. El convinsesem, tot așa îmbrăcat în toată ținuta în aer. Să-l prind din aer. Să-l dar prindeam eu cu bine. Și ne-a bătut asta. Și a venit tasul la timp. A venit tasul ceva, doamne, prind pe bang, bang, și aia mi-a rupt costumul. Îmbrăcat în această uniformă, nu prea am avut mare succes. Ce bă. Ce idiot. Bă, dar era și box, și avea, bă, dacă vă arăt poze, ușoare, făcea aia. M-am lăsat cu armamentul, să mă dau și eu cu armamentul din dotarea românilor, înțelegi? Da. Și făceau ea în smoală, buzdugane, da, da. În smoală, o băgau în apă, o modelau, înțelegi? Eu, breton, dacă mă trebuie să băga în tine, lup să mă luau cu urechile și cu breton, dacă băga în cretin, înțelegi? Și mă uitam la aia, dar am văzut că băgau în apă, am băgat și și-am pus mâna. Să-l modelezi? Totul degetația mi-a rămas în buzdugane. Eram păgâitor, dar la carbit ai făcut? Cum? Păgâitor cu carbit? Tot, mă, nu ți-am zis cât de inteligent, că la predeal aveam o vilă și jumătate de munte era curtea vilei, când ne făceam bar de burghezia rușie. Și casă, nu știu cum... Și tu ți-ai săpat o groapă. Aveam o groapă cu bulău, că știu, pe bulău stăteam acolo, ne iam în pământ și fumam iarbă și mâncam cartofi. Tu el se pregătea de atunci pentru sfârșitul lumei. Eram acolo să am în pământ. Cartofi. Era rebel. Nu, eram al dracu să mănânc așa. Și la Nagovița am în cort. Și toți aveau 20 de camere. Și mânca bateuri și salagul ăia de la direcția. Și la... Aici, pe Chiselef. Unde nu mai pomă, vreau, dar la cuvintele mai patru. Pe Chiselef, că de-aia zic că sunt țigan, am mai spus, pe Chiselef, aveam o curte, ce, sute de hectare, o jumătate de pădure. Și aveam cu heleșteu, cu alea, cu alea, și da mai casa, aici mai știu câte camere, că n-am mers niciodată în ea, cu bazin în casă, cu asta. Și aveam o casă în aia de lemn, în curte și acolo stăteam. Și aveam urs mic.
Și încerc. Urs mic. Urs era pui, domne, că nimeni nu înțelege cum stăteam eu cu ursul. Ursul era mic, era puiul, era mare. Găsea cum au bătut. Da, noroc, ursul, noroc. Nu e nicio problemă. Da. Și toată lumea era disperat. Da, dansează ca ursul, ca așa lăvățaie. Și toată lumea era... A bătat ursul, nu vreau să mă gândesc. Dar ți-a povestit că de-au băgat ursul pe geam? Nu. Băi, dar toată lumea... Când ai zis că e zidit? A, bătă. Toată lumea era disperată când ajungeau acolo, înțelegi? Nu își dădeau seama că poți să stai unul, ai vilă cu piscină, cu asta, să stai într-o cabană. Tăcute în mijlocul Bucureștiului. Da, și veneau marmaiștii că mai vorbeam cu baba, cu ăștia, cu ăștia, că ne-ai cu pictura mea și mama tot vrea să le arate... Ce desenam eu pe acolo, pe alea. Și știți, mă, curtea imensă și făcea mama, Serghei, Serghei, și atunci uitam în casa, apărea, apărea pe cursul din căsuța aia din curte. Să uitam eu ca muții, unde morții mă țin mine ăsta, mă, mâncat. Nu mai ai jurat să-ți trăiască. Ai desenat ursul. Te rog. M-a luat ursul pe Nelu. El... Cred că te-a luat ursul pe tine, da? Da, mă, acolo se deam în căsuță, nu înțelegea nimeni de ce. Dar tu, pe dar tu înțelegeai de ce? Dom'le, îmi plăcea ăsta. La Ghiuri venea acasă pe vreme unde să rodinească la Dermegii cu urcii. Păi venea, mă, și... Dar zi-o, mă, pe aia când ți-au băgat ursul da, pe geam. Dar nu, Ghermegi, venea. Venea cu ursul, era unul, Ciucă, care l-am văzut și acum pe Ciucă, l-am văzut în film la Nicolaescu, era unul dintre ungurii aia, care era cum o stat așa, cu Ciucă, cu ursul, dansa cu ursul. O noapte întreagă ne-a povestit la cursul. Păi făcea Ciucă, făcea program cu ursul și la bar, la Doina. Dansa cu ursul, făcea cu ursul, noi cu ursul, poate ne dea ursul. Dar zi-o și pe aia când ți-au băgat pe geam ursul cu tău zidit. Aia a fost tare cu ursul. E tare rău, e colosal. La ținaia. Dar zi-o tu dacă nu vrea să-l dea. Dar da, după aia veneam de la Marzele Cătuși și în față la cum îi spuneam, mă, hotelul la care la ieșirea din Predeal spre Brașov, ăla cel mai mare, Rozmarin. Rozmarin, ultimul pe stânga, da. Și vis-a-vis era părculețul acolo, știi? Și mă pișeam eu așa, și ursul viu, înțelegi, toată lumea, ursul, zic, lasă-mă, nu știu, mă, halesc eu cu ursul. Și când a plecat ăla de lângă mine, nici n-am putut să fug de frică. Ăla era adevărat, mă, că ți-ai cu ursul. Da, eu care o halisem la Predeal de continuu, zic, dar toți, bă, ursul din mașină era acolo, bă, ursul și eu, da, bă, făceam eu desene, mă, tot, înțelegi. Și când a plecat, bă, dar nu a zis nimic, că era pe 4 metri, a plecat ursul așa. Nu ți-ai zis nimic, ursul? Bă, când a plecat, da, puteați facă, hau, bau. Era ursul ăla care fusese mic. Nu, mă, da. L-a recunoscut. Era tovară și lui din cabană, ce... Avea și cep, dar pe cep l-am dus la gândirea. Da, zi, mă, cum te-a zis. Zi, mă, cum te-a zis, ia-ți-o pe aia. Aia e cea mai tare povestea ta. Eram cu Nicu, cu toți ăștia. Și, da, mă, venea ursul. Nu, eram la Predeal. Și tot zicea că vine ursul la gunoi. Și venea, și acum, când am avut la Zuga, fiecare seară, la ursul obișnuiește cum e la Zuga. Și vine ursul. Eu mă bag cu ursul, nu-mi e frică de urs, scuip. Știi cum fac? Tu. Da. Scuip ursul. Mă descurc. Ard ursul, fac toate astea cu ursul. Ursul. I-am căpiat vreo 3 zile. Și m-am culcat lângă Tilea. Tilea era unde se dădea filme acum, unde a fost casa regiului. În fine, acum e restaurant. Și era pe o picărie și acolo o căsuță mică. Eu tot timpul o căsuță mică. Și zile, eu o căsuță mică. Și eu eram negru. Sau sunt pământ. Dar să mor tot timpul, mă duceam așa, nu știu de ce. Era o plăcere de a mea să fie un aer liber. Îmi plăcea turism. Și lui îmbeția, lui ai dat de cap ursul. Nu mă așa. Și m-am culcat normal, geam deasupra mea. S-au dus bagabonții și au luat un urs, că era un spate la fotograf așa, înțeleg? Și mi l-a băgat pe geam. Oh. Și a spart geamul, spune. Da, normal, dar cum dormeam așa și am văzut ciobule pe mine, zic ursul. Zic, m-a turnat ursul. Uite, în gură pe mine și m-a văzut ăștia. Pardon, pe mine ursul. Normal, în reflexul te duci, fugi acasă unde ai ușă. Unde ești obișnuit cu ușa. Unde ești obișnuit cu ușa, că e fără să te... N-am, tu bad film. N-am prea stat mult pe gânduri cu ursul. N-ai văzut ursul. Nu mai zbardoi ai. Nu mai erau tovară așa. Nu mai era ciubec. Nu mai... Și scula din somn, stai puțin, te trezești cu ăla de tine. Da, dai seama, ce Dumnezeu. Înțelegi, când fug, am căutat clanță, unde era așa, și nu azi. Și m-am întors și m-au zidit. Trebuie să mă cea mai crezi cu ursul. E, și stai-ți, mă, că am fost bătaia joc vreo 25 de ani. Dar de unde știu ăștia de la Monden că ai mușcat câinele? Băi, cred că cineva nu, care toarnă. Ei nu știu povestea. Nu care toarnă, care povestește. Stau și le ascultă, se dar uită la astea pe aia și fac ei după. Nu, dacă ar fi că... deștepți, așa ar face. Tu ai povestit undeva vreodată. Că uite cum ai povestit cu Lux de Amănunte. Nu, au făcut-o pe aia cu cimitirul, care e cea mai bună și acolo e chiar Serghei Serghei. Și n-a povestit-o la televizor. Ai povestit vreodată la televizor cu cimitire, cu astea? Păi nu, că acolo m-am luat la...
bătaie cu lumea. Deci eu dar cred nu, că cineva a povestit, nu știu ce... Dar e să știpiți că dacă iau emisiunile astea, uite acum ai povestit trei cap-coadă. Păi să-l fi uitat și pe astea, da, păi, nu se uite, nu. Dacă se uita fica Blochina ca să debată pe tine, dar... Bine, ea pentru el se uită, nu pentru noi. Nu recunoști. Dar aveam prostia asta să o fac tot timpul, că după aia am mers la un foc la astea și ai dracu știau că dacă te joci cu ceva în mână îți iau și au încins o sticlă. Bă, a fost cel mai prost an al meu la munte. Și au încins ei o sticlă și au luat-o și sticla și-a revenit imediat, era fierbinte și eu s-o iau s-o încins și mi-a rămas degetația. Înțelegi? Da, ți-a povestit cu... Stai puțin! Și m-au învățat, i-am stat eu cu cartofi, cu alea pe mână, cu nu știu ce, și în mintea mea, în băutura mea, că tot timpul mor când beau și am spus, am acolo să mai beau niciodată. Așa e în fiecare an. Am legat o creacă, că am văzut un desen animat. Bă, dar fără nici mie de Caterica, am legat o creacă, așa am calculat, cu un elastic și când vine... Ursul? Nu, Nicu aici, Nicu? Să tai pe la spate, să-i vină creaca să le ia pe ăla, să-l dea cu claci în sus. Da, mă, bă, trebuie să-ți dai seama câtă băutură aici, că trebuie să vină inteligent. Ai dracu, era o bancă de lemn. Puseseră o furculiță, mă. Eram 20 de persoane. Cine era furculița direct în cur? Eu, au pus așa. O bancă. Cred că au știut. Pe bancă. Era bancă, bă, cu tăieturile. Și au fiut acolo. Eu știu ce au făcut. Eu direct hâț. Vară cu... Îți dai seama, pantalon scurs direct cu... Dar zic cu cracă, că tot ce aveai tăi metru. Așa, tu ce zic, dă-i în gura, mă, să-i fac eu cu craca să-l dau așa. Dar nu mai în jur. Și s-au așezat toți, tăiam, și am dispărut de la masă să intre în păști. Mi-a venit mie în gură. Dar da, eu nu știu acum am dispărut de la masă. Bă, da, m-a aruncat vreo trei mei. Eu nu știu acum am dispărut de la masă. A venit tare. Trebuie să fac cum a calculat e. Să lovească părinicul, dar era înaintea lui. Da, exact ca în desene animate și-a luat-o, știi? Păi din desene văzuse, mă. Da, da. Bă, da, bă. Și m-am văzut, am venit mutilat cu degetele, cu curul pe geam. Zic, nu-i pe muntele, merge la mare. Dar cu scafandrii ți-ai s-o la mare? Da. Nu. O dăm pe nu mare. S-o cu scafandre. Ne mutăm la munte și la mare parodic. La mare, dar nu ți-ai cu scafandru? Nu. S-a trezit din băutură că vorbea cu pești. Ce inteligent e! Cum mă vorbeai cu pești? Bă, asta ai e... și peștele de lângă el și vorbeai cu pești. Cu ursul s-a iubit. Cu pește a vorbit. Dacă când a bătut cangurul, nu știi, băițule? A bătut cangurul. Struțul a bătut. Struțul. La Raul. La Raul. I-a zis Raul, vezi că e periculos, struțul îți dă un cioc, te omoară. Struțule! Și vezi ce l-am păcărit așa, l-am fixat, i-a făcut, îi dau să mănânce și ne-a tunat. Și a început struțul să chiaunească, dar Raul, ce ai făcut? Știu. Dar știi că struțul mă știe, că știi ce urmă face când trebuie acolo? Tot timpul. A, mă, ține minte? Te ține minte tot timpul. Ia, zile despre struțul. Dacă zic eu, dacă îți dă struțul un cioc, mori instant dacă te lovește cu ciocul, iar cu picioarele nu mai zic. Dar de unde știi că... Și dacă are femelă pe lângă el... Dar fii că nu e struț, e ștruț. E ștruf, poate. De la șliț. Lasă-l pe el. Struții au memorie? Da. Continuă. Păi oricum au mai multe circunvoluții. De unde știi asta? Că ține minte struțul? Oricum adică... au mai multe circunvoluții. Dar fii atent ce facem. Că nu m-a spus. Deci struțul se are în picioare. Eu l-am prins undeva unde era la lemn. Așa și de-aia și făcea Raul. Dar ce face struțul? Și nu știu, băi, fii rău, uite acolo. Și ia-l cu pumnul în cap. Înțelegi? Și vine Tibanul. Înțelegi? Îl știi pe Tibanul? L-am văzut în viață. L-am văzut la Trezdonul. Nu, e o dihanie, 1,90 m. Ăla mai beat ca mine. Moară mama, mă bag cu struțul. Eu, idiot, cu Raul, hai mă, că nu știu ce, și i-am făcut vânt acolo. Bă, l-a bătut struțul pe Tibanul, bă, pe cuvântul meu, de-abia l-am spus. Nu mai spun că cineva că-ți cătin ca în 60 ani și ne bat și mă bate cu struțul. Bă! Deci el întâi l-a enervat pe struțul, după aia l-a dat Tibanul. El a agitat pe struțul, că luptele cu cocoș și-a trimis și-a venit adversarul și-a câștigat struțul. L-a pus jos, bă, și dădea cu cioară. Bă, dar ce ciocul e ăla căpiat! Păi nu râde că putea să-l omoară. Păi da, dar noi eram în stare avansată Raul, care e acel gras, dacă ați văzut în reclame noastre, care mănâncă, un fel de monstru, nu un om. Marin. Da, el spunea că i-am băut 25 de litri de vin, înțelegi? Dar
de ce avea boală grasul? Că tibanul ars, bă, l-ardea în continuu și eu eram pe jos de râs, înțelegi? Că ăsta fiind gras și difor și nu poate să meargă recuro așa, nu știu ce, și spunea tibanul, bă, ce că l-au luat pe ăsta manechina și pe pescar prezintă fiermi și el aruncă pățâna atâta, ochii într-o ceva, nu poate să meargă. Înțelegi? Prezintă fiermi. Și după și el și vedea de treabă, și după aia, ia de ce-i face tibanul. Și ăsta mare așa cum e și nervos. Și cum mă jură așa și zice, băi, Serghei, mă duc cu Raul la vânătoare, înțelegi? Raul ăsta, Raul pune pușca așa, este